Haina. Ia ca rugămintea mea care către dumneavoastră ca să mă ajutați dacă puteți. Cum v-am spus, pe data de 23 noiembrie în 2015 s-a dus fiul la fiic în Cehia, pentru că ei cam bolnavă, eu am venit și el s-a dus. Și am luat bilet duș întors, 150 de euro. Amoi ia mie în 2016, așa de tare mi s-a îmbolnăjit soțul și am vorbit cu fata, zic, am plinit băiețelul un anișor, fă-i pașaport, voi veniți cu mașina, dar băietul, fiul se întoarcă înapoi cu autobuzul că are bilet duș întors. Ei, știți, drumurile cu autobuz merg mai greu, dar mașina proprie merge mai accelerat, mai repede. Am avut pe data de 14 în 2016 februarie, băieții la ora 6 și jumătate mă așteptau la să găidac la rutier, pentru că eu mă dușem la soț la spital. Și după aceea, noi pe data de 15 ne-am dus la Caralenco, la spital, la soț, împreună cu fiul, cu fica. Și am trecut a doua zi asta undeva pe data de 17, treci fost, sau 16, nu țindeam o minte după atâta scârbe mele, am depus cererea și doamna Valentina o cheamă de la hotelul Chișinăului, de aici, de lângă gara de trenul, de parte. Așa ne-a spus, 15% se reține din bilet. Bine. Atunci au zis că am depus cererea atât ghinișor, am spus și mi s-a întâmplat, că s-a îmbolnăjit soțul, a venit fiul să mă ajute și când colo, au spus ca să ne suni, când ați și bani în casă, să ne suni, să ne întoarcă banii. Și la sfârșit nu ne-a mai sunat, eu m-am tot dus la soț la spital, că așez și la Sfânta Treime cu dânsul în spital și la noi în raion așa ăsta am gândit ca să-l scăp și l-am mai scăpat o deceta și m-am mai dus după aceea de două ori și nu ne-au mai dat banii și am vorbit cu doamna Valentina, zic, poate facem prelungiri la bilet că totdeauna băietul ar să ducă în 2016 și la dânsa înapoi că starea e cam bolnavă și băițelul și ala trebuie și te-am oprins la piciorul și să mai primle cu din... Și iaca, amuia nu s-a mai dus în 2016, dar iaca s-a dus anul ăsta în 2017, pe data de 21 ianuarie. Și eu singur m-am ridicat la a treilea etaj și am vorbit așa, doamna Valentina, eu un an de zile, nu ne-ați mai întors, atunci dați să facem așa, achitați-mă și eu dobovlesc și cumpărăm biletul dus numai, înapoi de-am și vrea cu aceea a venit. Și ea așa o căta cererea, s-a uitat și a spus că trebuie să-i arăt șeful. Dar pe de un an de zile i-a arătat tot cererea la șef și nu mai arătați și zic, cum așa? Și m-a trimis în autobus să-i duc biletele și el m-a întrebat cât timp a stăi. Zic, o lună de zile, mai mult n-a stăi, dar nici o lună poate n-a sta. Că eu am rămas singur și am un căluț împrejurul căs acolo, vă două păsări și eu, dacă sunt validă de un picior, zic, îmi vine greu. Și m-a trămâna și le-am dus și nici cu un rezultat. O să ca să mă suni și ea, că în tătă ziua port telefonul cu mine și nu mă mai sună deloc. Da, băietul s-a dus tot cu autobuzul lor, cu alți bani? Da, cu autobuzul lor, dar am cumpărat bilet, am dat 80 de euro. Am dat 80 de euro, că i-am zis, eu din 2013 circul cu o iasta firmă. Când vine aproape, când ne coborâm la Ciuflea și nu-i departe hotelul și dă ca de la sat, mai trămăt că ceva, câte o geantă și e grea. Și de atunci circul cu aista autobus și n-am avut așa probleme niciodată ca cum ia camuia. Și cum am zis, de-amu banii totdeauna nu mai poate să ne întoarcă, dar măcar să hotărăsc să vii băietul înapoi cu biletul și ala. Că asta tot depinde de dâns și nu depinde de șofer. Dar de ce n-ar putea să se întoarcă? Că legea îi obligă, legea de protecție a consumatorilor. Dar eu numai cu dânsa vorbesc, mă auziți? Dar ce ați plătit în dolari, în euro, nu ați plătit în lei moldovenești? Nu, tot timp, că eu i-am zis, în 2013
2020 a fost euro și 13 sau 15, 35 de capici, da, așa undeva. Tot 150 de euro dus și întors. În 2014 tot 150 de euro și de-am fost și 16 și 19 și tot aia asta taxi eu la 150 de euro dus și întors. Da, mă, ia că-i 21 și capici, e tot așa la preț, 150 de euro dus și întors. Chiar le-am zis, eu nu pot înțelege și fel de taxi asta la nevoastră, la bilet. Și noi nu ne coborâm unde se duce tocmai autobuzul, sfârșitul lor, gara de la asta cum se cheamă, la de Praga. La Praga dincolo, e de la Pizin, Pisa, nu știu cum e gara și ea, Florența. Dar noi ne coborâm la Iglava, de la Bruno, acolo mai mergem jumătate de oră și mă cobor la fica. Și așa că nu s-ar scădea și e ca amu când m-am dus și am petrecut băietul, m-am luat de vorbă cu oameni pe împrejur pe acolo. Ea îi sui chiar de pe la Praga, sui chiar de la Zeniu ăsta, Pisa, nu știu cum e orașul ăsta unde e sfârșitul lor. Și ei plătesc 85 de euro, poate și 90, e ca de la ce. Dar noi de unde ne suiem și unde ne coborâm, noi tare mult plătim, ia ca acum vă spun. 150 de euro dus și întors. Da, aveți vreo dovadă, un bilet, o rezervare, da, ce aveți? Biletul e la băiet, biletul e la băiet. Acela pe care l-ați plătit cu un an jumate în urmă, da? Da, e la băiet, eu am uia și avem cererea pusă din primele zile, cum vă spun eu, că au venit în 2016, pe data de 14 februarie și pe data de 15 de-am fost duminic, cum? Da, luni a fost. Și am mușa anul, dar ei încă nu au răspuns la cerere ce e, da? Și deloc, deloc, e ca tot așa îmi spune, că am să-i arăt șeful și am să vă sun. Și tot îi arată de un an de zile, tot îi arat șeful și nu-i mai arată. Și cum i-am zis amuia, sâmbăta trecut, chiar că amu, sâmbătă, o împlinit o săptămână, de amuia ca sâmbăta să aibă două. Și i-am spus, zic, dați-i numărul la șef, să stau eu de vorbă, șef, când a să mă vadă deodată să-i zică ei. Dar fă-ți milă de baba asta și ieși, întoarci ori banii, ori dă-i. Dar nu e vorba de milă, e vorba de lege și obligația să întoarcă banii dacă nu prestați serviciu. Și mai ales că aveți bilet, aveți dovadă. Da. Trebuie să vă adresați la Agenția pentru Protecția Consumatorilor. Agenții de stat care vă apără. Trebuie să vă adresați ei, să le aplice amendă, să-i oblige să vă întoarcă banii. Cum, nu știți cum se numește firma? Ia că nu știu, că eu încă când i-am zis, zic, poate ne dați numărul la șef, dar eu așa nu răspund. N-are mamsa numărul lui și asta îl dau matale, dar eu îmi zic, cum n-are mamsa numărul lui? Doar eu, da, viață, mamsa, trebuie să aibă legătură cu tine, să mai întrebi, mami, și mai faci, cum te mai se... Da, mă, tau, ce răspund. Ia că și mă trămăs și am dus acolo, i-am dat biletul și asigurarea, că noi doar plătim și asigurarea. Și i-am dat în... M-a trămas, du-te și tu fiul în autobuz biletul, biletele pe amândouă, adică așa asigurarea, și eu a să-i arăt cererea lui șef și a să-ți sun, dar eu îmi zic, a sun băietul, dar eu îmi zic, nu sunați băietul, că băietul dacă e plecat, de-amu, el nu puteți să-l conectați cu numărul lui, dar zic, e că v-al pun pe meu și a să mă sunați pe mine și eu să arăt să vorbesc și a să-i spun. Și iacă-te, de-amu, iacă sâmbăta viitoare, cum am uia ca mâine vineri, sâmbătă două săptămâni, am luat telefonul și nu m-am mai sună deloc. Și eu am găsit printr-un om, zic, ia să vă sun să vedem și sfata să-mi dați. Nu, e așa, să duc și neva, știi, așa, un... mă uit ca văd că arată pe televizor cum îi descoperă și pe procurori și cu mafiația, nu? Dar așa e scris tablița acolo, Hotelul Național. Mhm. Da, firma... Dar nu știți cum se cheamă firma, cum îl cheamă, da, șef. Dar de unde, că nu-i pus tablițe, nu-i pus... N-aveți niciun telefon de la ei? Ei, da, n-am, am cartelă. Aha. Am cartelă, cum? Ei, am oncle de cartele, da, din 2013 ani. Ia ca fixul lor, 22, 10, nu, 22, 21, 0, 42, și patru. Hotelul Chișinău, oficiu 104, văd că-i scris.
Bine, doamnă, poate o să intru zilele astea pe la ei, dar dumneata neapărat ar trebui să contactez Agenția pentru Protecția Consumatorilor. E o structură de stat, dar care are obligația să apere consumatorii pentru astfel de cazuri. Ia că eu de-am o mâine dimineață, așa pe la vreo 9 început până îi s-aranjează, am sun la Chișinău chiar și să vedem. Și dar șamu pot sun, că iau program până la 5-6 zi de lucru azi. Da? Da. E bine, domnul Oleg. Mulțumesc. Ați vedem dacă ați intrat, să ne scrim un mesaj. Ne-am înțeles. Bine, bine. O zi bună și la revedere. La revedere. Vă mulțumesc. Bună ziua. Bună. Îmi spune o doamnă de la Cimișlia că un băiet Piercic Ion a cumpărat bilet de la dumneavoastră până la Praga și nu a putut să-l folosească și nu poate acum nici să recupereze banii, nici să obțină alt bilet gratuit. Și a fost la oficiu la noi? Da, și de un an a depus cereri și nu-i dați niciun răspuns. Și vreo două săptămâni în urmă el a plecat iar la Praga, a cumpărat iar biletul. Exact, și i-a spus că a sunat și de două săptămâni nu a sunat. Să vă mai sun o dată peste jumătate de oră, bine. Ne-am înțeles. La revedere.